Dacă va fi promulgată, legea cartelelor va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2015. Mai trebuie precizat faptul că persoanele ce nu doresc să-și schimbe numărul de telefon au posibilitatea de a furniza operatorilor de telefonie mobilă datele necesare în timp de un an de la aplicarea legii. Întrebați dacă sunt de acord sau nu cu această lege, precum și ce implicații are aceasta pentru oamenii de rând. Suceveni au răspuns cât se poate de diferit. Vreau să te întreb dacă știi că există o lege ce prevede să-ți dai datele de identificare în momentul în care achiziționezi o cartelă prepay. Nu știu de legea asta. Și ai fi de acord să se introducă această lege? Da, de ce nu? Crezi că e în regulă să dai datele tale de identificare? Nu știu, dacă am asigurarea că nu vor fi dezvăluite, da. Nu sunt de acord. De ce? Deoarece poți să achiziționezi încă două, trei și asta înseamnă că m-ar verifica într-un fel. Să înțeleg că nu e bine să dai datele tale de identificare. Este bine doar pentru abonament. Da, am auzit ceva de pe internet. Încă nu era în vigoare până acum, dar urma să se bage. Și ai fi de acord să se introducă această lege? Da, de ce nu? De ce să te ascunzi identitatea? Nu știu. Știu că se făceau multe farse și probabil că da, ar fi bine. Nu. De ce? Mi-e frică.